Nu mai este mult până la încheierea mandatului președintelui Consiliului Județean Giurgiu Vasile Mustățea, drept pentru care acesta se grăbește să onoreze cu bani, cum altfel, solicitările de sprijin financiar aduse sub formă de listă, se pare, de la partidul la care tocmai a aderat și de la un partid ai cărui membrii sunt de etnie romă. De exemplu, în ședința Consiliului Județean de azi, consilierii au aprobat, cu mici excepții, pe nevăzute, o listă cu 257 de persoane care au primit ajutoare financiare între 1.000 și 4.000 de lei, fără ca respectiva listă să treacă și pe la comisiile de specialitate. Aș vrea să se pună sprijinele financiare separat, persoanele fizice de persoane juridice. Mai ales că în momentul ăsta noi nu prea știm pentru ce dăm sumele acelea persoanelor juridice. Nu au trecut ajutoarele acestea prin nicio comisie și aș vrea să se pună separat. Doamna președinte, citind lista de celor 256 de persoane civice care s-a acordat sprijin financiar cu comisie între 1.000 și 2.000 de lei, chiar nu imaginam ce coadă a fost la legislatură de punerea de acele dosare. Deci dacă mi-au... M-ați putat acum vă? Vă rog, eu vreau să vă dau și răspuns. Nu, lasă-mi și, dacă vreți. Vă rog, cum să nu, vă dau. Diverse, după caz. Chiar dacă n-ați pus răs, sau nu s-a putut trece prin comisie, nu știu motivul, nu vreau să interpretăm spre sfârșit de mandat, unii dintre noi vom mai fi dumneavoastră, sigur. Sigur ce? Va mai fi. Ca un acel. Deci, e ură din partea dumneavoastră. Să mă atacați, să faceți un atac la tăi. Noi am făcut plângere penală și am fost chemat în pușina nevinovată. Eu nu te-am atacat, dumneavoastră. S-a hotărât aici în Consiliu să cer. Lăsați-mă să termin acum, da? Chiar atunci nu v-ați trecut prin comisii. Ăsta nu are o cună pe urmă de persoane de acolo. Știu de unde e zona avogașului sau de unde zona au județului Corvin. Și pot să vă afirm că ați zis ceva și pugați la campanie electorală. În ceea ce privește persoanele juridice, Asociația Datin, Educație și Cultură Găujane a primit 4.000 de lei, Asociația Romii Giurgiuveni doar împreună vom reuși, condusă de Fierarul Marin, 7.500 de lei, Asociația Creștină Sfântul Stelian din Bolintin Vale, 5.000 de lei, Asociația Partida Romilor Pro Europa, condusă de jurnalistul Mihăiță Grigore, a primit 13.500 de lei, Biserica Baptistă din Giurgiu, 47.500 de lei, Parohia Sfântul Gheorghe, 41.000 de lei, Parohia Zmârda, 50.000 de lei, Parohia Falaștoaca 15.000 de lei și Școala numărul 4 din Giurgiu 5.000 de lei. Per total, ajutoarele financiare acordate azi au depășit suma de 5 miliarde de lei.